Prevenirea unor toxi infecții alimentare și ordinea publică la manifestările prelejuite de sărbătorile pascale sunt principalele activități pe care le vor desfășura autoritățile în perioada următoare. În acest an, miei vor fi sacrificați în 5 locații din județul Bacău. Miei vor fi sacrificați în cele 5 centre pregătite la momentul de față, la Pălcescu, ca și în piața agroalimentară Onești, unde este un punct amenajat de mai multă vreme, la Bultureni și în comuna Negri, la Măgla. Miei vor fi sacrificați în acest an și în gospodăriile populației, așa cum prevede legislația, nu numai în perioada aceasta, ci tot timpul anului, atât adultele cât și tineretul, în gospodăriile populației. Și în acest sens trebuie să spunem că din aceste gospodării populației miei nu au voie, datorită cu legislația în vigoare, să fie pur și în consum public. Și producătorii de lactate sau cei care aduc ouă de consum vor fi urmăriți, astfel încât produsele pe care le oferă spre vânzare să respecte normele sanitare. Și inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică vor fi în controle. Unități comercializare produse alimentare, tip supermarket, măcelării, carmangerii, depozite, unități de producție alimentară de tip brutării, patiserii, cofetării, piețe agroalimentare, târguri și oboare și unități de alimentație publică și colectivă. Se va urmări respectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar, etichetarea produselor alimentare în conformitate cu normele în vigoare, comercializarea produselor alimentare numai cu declarații de conformitate conform normelor legale în vigoare, asigurarea în unitățile din sectorul alimentar a apei potabile, curente reci și calde în cantități suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice și pentru întreținerea curățeniei. Protecția consumatorilor va veghea însă ca în această perioadă să avem utilități. Am întocmit o serie de programe împreună cu acestea pentru a fi sigur că în această perioadă serviciile sunt de bună calitate. Le solicităm permanent informații vis-a-vis de deficiențele sau defecțiunile pe care le-au în rețelele de distribuție și împreună încercăm să găsim și soluții de remediere în timp și legal ale problemelor. Un alt punct pe agenda inspectorilor de la protecția consumatorilor vor fi casele de schimb valutar, acolo unde se așteaptă ca în această perioadă să crească adresabilitatea, dar aceștia vor avea acțiuni și în pensiuni sau hoteluri. Un aspect deosebit punem pe verificarea unităților turistice de alimentație publică și cazare în vederea respectării drepturilor consumatorilor și un aspect deosebit vom pune pe zona Slănic-Moldova, acolo unde cu siguranță se vor organiza acțiuni specifice acestei perioade de timp. Forțele de ordine vor asigura liniștea la manifestările religioase. Polițiștii și jandarmii vor fi în stradă noaptea de înviere.